semnul acesta al liberalizării regimului de viză nu înseamnă chiar nimic? Înseamnă depopulare Republicii Moldova, nu mă refer la efectele sale, mă refer la semnalul pe care Uniunea Europeană l-a dat prin el. Bun, semnalele astea sunt absolut înjositoare. Haideți să ne înțelegem. De ce așa credeți asta? Ne credeți foarte simplu, pentru că liberalizarea regimului de viză nu trebuie să fie prezentat ca un cadou în schimbul legii antidiscriminare. Nu este un cadou nostru. Este un merit al moldovenilor, așa a fost prezentat. Nu este un interes geopolitic al Occidentului și un interes al corporației europene de a se face mai curând. Și un beneficiu al Moldovei. Este un win-win, un pariu din care toată lumea câștigă. Nu o să mai mergem să stăm 30 minute după viză la ambasada Ungariei, o să mergem direct în Europeană, da? Sau într-un regim liberalizat. Și nu e bine? E foarte bine. Și ce era un asta atunci? Nu, dar puneți pe cântar, frate. Da, chiar regimul... pun pe cântar, adică nu înțeleg unde a greșit Uniunea Europeană, că o prezentați ca pe un șmecher care a oferit ceva, nu a greșit nu știu cum, Moldovei. Uniunea Europeană are propriile interese. Toată lumea are interese. Normal. Republica Moldova are propriile interese de a-și păstra securitatea națională, integritatea teritorială, stabilitatea internă, dezvoltarea economică. Și asta în ce măsură e periclitat dacă se apropie de Uniunea Europeană? E periclitat într-o oricum. Măsură fundamentală. Dar conflictul transnistrian există de 22 de ani, nu există niciodată, de acum. Niciodată în acest context geopolitic, atât de incendiar. Niciodată. Și acum ce ar trebui să întâmple? Să renunțe asta Moldova la orice vis de teama Transnistriei? Sau? Nu să renunțe la orice vis, să nu mai viseze, să fie realistă prin cei care iau decizii. Și de ce e nerealist să crezi că drumul spre est spre vest e mai bun decât drumul spre est? Dar cine a spus că trebuie să mergem spre est sau spre vest? Noi, dar cine spune că Moldova poate rămâne singură pe loc? Republica Moldova trebuie să repete greșelile României, care este o țară dar astăzi, ce-a pierdut România? Este o țară plină de datorii, intrăm în orice magazin, în orice crâșmă și o să găsiți doar mărfuri din străinătate. Domnul Roșca, asta este profund neadevărat. Este... Cum adică nu este adevărat? Profund neadevărat. Vreți să batem pariu? N-am acum cifrele la îndemână. Cine nu știe astăzi că producătorul domnul din Roșca, România... Domnul Roșca, eu vă propun altceva. După ce se liberalizează vizele, să luăm oameni, să mergem în România, să-i lăsăm pe ei să vadă. Nu să încercăm să le propunem tot felul de percepții subiective. N-ați vrea să facem crezi așa mai bine? Este obiectivă, domnul Tabără? Da. Crezi chiar... că este obiectivă? A mea, cu siguranță. Apropo de mărfuri, sunt absolut sigur. România deține 70% din piața mașinilor electrice din Italia. Și are exporturile mai... Exporturile depășesc cu 3 milioane de euro, importurile în domeniul agriculturii. Tocmai de ce e la locuri de muncă în Uniunea Europeană. Toată lumea se mișcă în Uniunea Europeană. Nu numai românii, toată lumea. Bun, exact. Haideți să revenim la probleme de securitate. Vorbim despre nu, eu nu sunt moderatorul acestei emisiuni. Vorbim despre situația concretă a Republicii Moldova, nu despre efectele acordului liber schimb. Dacă vreți să vorbim despre acordul de liber schimb, vorbim despre acordul de liber schimb. Dar dumneavoastră ați făcut legătura, ajungând de la probleme de securitate la Uniunea Europeană și la mărfurile din România. Am ajuns. Chiar dacă Uniunea Europeană ar propune cele mai avantajoase condiții economice, de liberă circulație și așa mai departe, Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO în ansamblu, nu pot garanta securitatea națională a Republicii Moldova și integritatea ei teritorială. Și neutralitatea cum ne putem păstra în viziunea Moldova își garantează singură securitatea în acest moment. Dacă este o țară neutră. Și dacă dezvoltă politice externe simetrice. Moldova în acest moment ca țară se teme. Dumneata, mă întreb să mă convingi. Dumneata, ești propagandist sau jurnalist? Nu, eu pun întrebări. Păi da, mai rar așa ca să reușesc să formulez răspunsuri. Foarte bine. De fiecare dată când spuneți un lucru care merită o întrebare, eu vă adresez. Vă nu, dumneata polemizezi. Dacă ești jurnalist, pun întrebări. Evident că polemizez. Asta ca jurnalist pot să și polemizez. Asta am văzut la televiziunea rusă în ultimele săptămâni. Da. Foarte bine. Și în televiziunea occidentală există polemici. Nu doar nu și-au inventat okay, asta. Foarte bine. Puneți-vă întrebarea. Da, vă pun întrebarea. În acest moment Moldova își garantează, singură securitate. Moldova nu își garantează singură securitate. Bun. Asta era răspunsul. Nu, stai puțin. Mulțumesc. Domnul Tabără, vezi că ești șmecher? Înțeleg că ești bucureștean și ești mai șmecher. Nu, sunt bihorean, domnul Roșu. Bravo, felicitări. Fii atent. Dar să știți că nu mă l-ați provocat așa ușor. Aveți o școală bună însă. Da? Da. Păi facem școală, domnule. Facem școală dacă doriți. Ce doriți să vă învăț? Nu trebuie să mă învățați nimic. Bine, haideți să dialogăm și mai departe. Mai amabil în conversație. Sunt foarte amabil, domnul Roșca. Nu asta mă atacați în până. Domnul Roșca a vorbit cam cât pentru toată emisiunea. Hai să facem măsurători acum. Chiar nu suntem la dezbatere electorale. Păi nu mi-o lăie în dragă. Vorbește mai dinamic, ocup jumătate din timp. Vorbește mai dinamic, nu, mai rapid. Nu, eu n-am învățat textele lui Dugin și de-aia... Dragul meu, dumneata nu... Dumneata ai învățat textele de la Dugin, probabil că ți-ești ușor. Auzi, domnul constituționalist cu gelul pe cap, fii atent. Auzi. Dugin a scris 40 de lucrări academice, încă 5 volume care apar acum, vorbește nouă limbi și... Lectură plăcută. Auzi, dragul meu, nu vorbim despre Dugin. Dacă dumneata ești un cretin, asta te privește. Domnul Roșca, vă rog frumos, fără insulte. Fără insulte personale. Domnul Roșca.
caută-ți de treabă, concentrează-te în altă parte. Domnule Rușca, vă atenționez fără insulte și fără ofense personale. Păi să nu mă jignească un prieten care este prieten cu Ilie Bădescu, de pildă, de la București. Și nu știu cine jignește aici. Dumneata a început să jignește. Noi vorbim astăzi despre Dugin. Omul nu este de față. Dumneata jignește, trebuie să aștepți că cineva îți va răspunde. O dezbatere pe idei de acord. O dezbatere pe idei.